la noi. Am un cadou pentru tine. Este vorba de acest aparat care are puterea de a pentru a centi. Și prin el, tu ai puterea de a schimba o decizie. Nu înțeleg ce vrei să spui. Ce are atât de special aparatul? Ai mare grijă ce alegere faci. Ia acest aparat, Laura. Eu am vrut să îndrept o greșeală din trecutul meu, dar... Stai! Stai! Nu pleca! Stai așa! Cine a fost? Ce vrea? Cine a lăsat aparatul? Și totuși nu înțeleg ce căuta femeia îmbrăcată în spiritul și acolo. În loc să vină să distreze copiii, mai rău i-a speriat, ne-a speriat pe toți. Ce-o fi cu aparatul ăsta? Cum adică poate să schimbe o decizie din trecut? Ce glumă proastă e asta? Da, Laura, sigur, sigur, nu te angaja la multinațională, nu te angaja că nu mai ai timp de mine, nu mai ai timp să ieșim, rămâi cu grădinița. Alo? Alo, bună ziua, doamna Laura Alexandru? Da, la telefon. Spuneți, vă rog. Vreau să vă invit astăzi să semnăm contractul individual de muncă la sediul nostru de pe Bulevardul Primăverii. Puteți ajunge? Alo, mai sunteți la telefon? Da, sunt aici, sunt la telefon. Bine atunci. Puteți ajunge? Da, voi fi acolo. Mulțumesc mult pentru bine, telefon. Bine, vă așteptăm. O zi bună. La revedere. La revedere. Poate primi. Alo? Alo, mă auziți? Alo? Bună ziua, vă pot ajuta cu ceva? Bună ziua, Laura Alexandru, sunt am venit pentru... Ah, știu, pentru semnarea contractului. Încerc să vă fac un calcul la domnul director. Perfect! Aici, vă rog. Am cerut să te ajut, domnul Alexandru. Da bine să intre! Vreau și raportul pe care ți l-am cerut. Și adă-mi și cafeaua aia odată. Bună ziua! Ah, bună ziua, dați-mi loc, vă rog. Mulțumesc frumos! Despre contractul dumneavoastră. Sper că nu există neclarități legate de fișa postului. Domnul Alexandru, sunteți în regulă? Ești bine? Îmi cer scuze, n-am vrut, asta mai trebuia să văd și cafeaua șefului. Cred că te pot ajuta. Am astăzi un cadou special pentru tine. Schimb? Este vorba de aparatul ăsta foto. Ia-l, de azi este al tău. Te poate ajuta să schimbi o decizie luată în trecut, dar ai grijă ce alegi. La rândul tău, trebuie să oferi aparatul altei persoane care are nevoie de el. Încă o dată, ai grijă ce alegi.